Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Anul 2018 a fost declarat anul lui Ștefan cel Mare. Un decret în acest sens a fost semnat de către președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Toate aceste lucruri în contextul în care la 2 iulie s-au împlinit 513 ani de la moartea domnitorului. Aceste, dar și alte aspecte ne-am propus să le discutăm astăzi împreună cu Valeriu Reniță, jurnalist. Bună seara și bine ați venit, domnule Reniță. Și Corneliu Ciure, analist politic. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara. Domnule Reniță, 513 ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare, la Chișinău au avut loc mai multe manifestări legate de acest prilej. Până la urmă, aș vrea să discutăm despre Ștefan cel Mare mai mult ca cel care a fost utilizat și în simbolistica politică, inclusiv pentru a obține dividende politice de unele partide, dar și despre rolul lui în societate, pentru că de la 89 încoace se încearcă a discuta la infinit Ștefan cel Mare este al nostru, este al vostru și așa mai departe. Al cui este Ștefan cel Mare? Da, dacă vă referiți la țări, cred că nu trebuie să facem așa incursiuni mari, da, ca să vedem a cui este. Este clar că în epoca modernă nu trebuie să facem caz din asta al cui este. Deci da, dacă cineva este îndrăgostit în Ștefan cel Mare, n-are decât să-și-l apropie, să-și-l asume. Avem și un caz când un politician, Dumnezeu să o ierte, s-a culunat cu Ștefan cel Mare. Da, asta în perioada anilor 90. Acum, sigur, cum ați spus și dumneavoastră, el este folosit mai mult ca agent publicistic, agent PR. Așa, dacă vorbim mai dur, și trebuie să fim foarte atent în exploatarea, atenți și politicienii să fie atenți în exploatarea acestui personaj istoric, pentru că a făcut-o cu mult zel, de exemplu, deci serviciu PR a fostului președinte, a ex-președintelui Voronin, chiar cu mult exces de zel, a făcut și un film documentar în care a încercat să exploateze părțile necunoscute, așa se chema filmul documentar, care de fapt a fost atunci primit nu rău de public. Neizvestnă-i Ștefan, sau da, Ștefan cel Mare necunoscut. Deci, ideea ar fi că, sigur că este un personaj simbolic care cel puțin nu trebuie să ne deranjeze. S-a scris mult. Este utilizat și de unioniști, este utilizat și de stataliști. Da, dar s-a făcut și acolo și aici istoriografie de stat. Adică și în România, și la noi, deci a fost utilizat în manuale pentru, așa zisa, educație a generațiilor și de obicei când se face istoriografie sau istorie comandată de instituțiile de stat, se face cu anumit interes. Multe lucruri sunt, se scapă, se lasă numai lucrurile pozitive și altfel, și în felul ăsta noi nu prea ne descurcăm până nu apare, deci, un istoric așa mai îndrăzneț și spune lucrurilor pe nume. Dar lucrurile astea, de fapt, nu întotdeauna sau mai des nu sunt luate în considerare de cei care scriu manualele sau de cei care fac PR politic. Da. Cine este Ștefan, încă urmează să ne descurcăm. Dar sigur că știu niște lucruri exacte, da. Că într-adevăr a fost un politician. Dacă judicăm, de exemplu, dacă admitim că arhitectura spune ceva despre epoca lui Ștefan cel Mare, putem judica după bisericile și mănăstirile care au mai rămas, că într-adevăr a fost o epocă de glorie sau era o oarecare stabilitate în statul moldav, pentru că nu poți construi ceea ce a construit Ștefan în sărăcie. Da. Domnule Ciurea, vreau să ajungem un pic în albea academică. Până la urmă, ziceam ceva mai devreme despre simbolistică politică, despre faptul că anumite partide politice au exploatat, de fapt, personalitatea lui Ștefan cel Mare. Dacă facem o incursiune în istoria partidilor, vedem că a existat și un partid care îl avea pe frontspiciu acestui logotip, dacă aș putea să-i spun așa. Cum poate fi explicat? E un fenomen firesc în viața social-politică?
Da, este firesc. Noi, de fapt, chiar de la origini, din momentul pornirii statalității Republicii Moldova, am discutat acest subiect, cine este Ștefan cel Mare, de cine trebuie să fie revendicat. Monumentul cunoscut foarte bine din centrul capitalei a fost mutat câțiva metri. A avut o istorie interesantă. Da, deci în jurul aceste imagini, pentru că nu vorbim de Ștefan cel Mare, personaj istoric. El practic nu mai există din cauza nenumăratelor revendicări, bătălii. Noi niciodată nu o să cunoaștem exact cum a arătat Ștefan cel Mare, ce a gândit Ștefan cel Mare. Acest lucru este de domeniul trecutului. Noi în permanență revalorizăm, rejucăm, remodelăm imaginea lui Ștefan cel Mare în beneficiu propriu, în beneficiu politic. Domnul Reniță are dreptate, doar că el consideră că asta este rău. Eu, ca politolog, sunt nevoit să accept că asta este soarta oricărei imagini importante, oricărui logotip, oricărui simbol important pentru țara noastră. Ați remarcat corect că, și nu doar pentru țara noastră, ați remarcat corect că Ștefan cel Mare este revendicat și de stataliști, și comuniștii, socialiștii îl depun flori la acest monument cu multe venerațiuni. De asemenea, unioniștii îl consideră al lor. Nu în zadar, Ștefan cel Mare este nu doar personajul istoric numărul 1 în Republica Moldova, este personajul numărul 1 și în România. Și asta este marea dezbatere. Cum poate să fie un personaj istoric? Al două state. Cel mai preferat personaj istoric în două state, dacă aceste două state sunt diferite, întreabă malițios românii, la care noi răspundem, ok, dar Ștefan cel Mare a fost înainte de toate regele Moldovei. Este un rege care a câștigat în multe războaie și unirea s-a produs mult mai târziu. Unirea, care și ea este un fenomen istoric remodelat în permanență, răstălmăcit, dar în fond noi putem, cred că, să supraviețuim cu această dublă răstălmăcire, cu această ambivalență în ceea ce privește Ștefan cel Mare, doar că ne va fi mult mai bine dacă vom ajunge aici, în Republica Moldova, la un consens cu privire la rolul acestui domnitor în istoria noastră. Acest consens încă nu există, din această cauză există și mai multe revendicări, mai multe interpretări. Domnule Reniță, anul 2018 vine să fie declarat anul lui Ștefan cel Mare în contextul în care tot în 2018 pro-unioniștii sărbătoresc 100 de ani de la Unire. Documentându-mă pentru această emisiune, găsisem, cineva zicea că este un ping-pong politic până la urmă. E așa? Probabil, da. Deci, sunt compatibile aceste două evenimente în Republica Moldova? Bine, trebuie să pornesc de la ideea colegului meu care a spus că politologia tratează tot în modul pozitiv în sensul ăsta. Deci dacă cineva vrea să facă 100 de ani de la Unire, deci și altcineva un anumit o aniversare a lui Ștefan cel Mare sau a morții lui, de ce să nu o facă? Deci fiecare cu ogorul lui. Dacă vor să se bată și câștigi dividende politice din ping-pongul ăsta, toți fii sănătoși. Numai că sigur că sunt lucruri care, dacă vrei, le opui ca fenomene. Exact, vorbeam acum câteva clipi în urmă, că poate fi un Ștefan a unioniștilor și poate fi un Ștefan a socialiștilor, ori a comuniștilor. Deci fiecare și îl împrumută din pentru necesitățile sale și îl face ori unionist, ori îl face deci Ștefan la timpul statalist. Său nu știa nici de unionist, nici de statalist. Da, habar n-avea, aș căuta de treabă și făcea bine. Deși era un personaj din câte, dacă ne luăm chiar după letopisețe care se făceau, sigur că nu fără știrea domnitorului și nu puteai acolo să faci opoziție în letopisețe așa cum se face azi în mass media, totuși acolo s-au stricurat anumite lucruri, că era uneori omora pe la o speță
boieri fără județ. Era repede fără la județiu, iute la mânie. Iute la mânie, da. Și omora fără județiu, adică fără, da, judecată. Deci vă dați seama, acest personaj era, pentru vremurile lui, bun, se omologhează la timpul lui, dar pentru timpul nostru era un tip foarte dur, deci răzbunător, din câte înțeleg eu, și când mergea în vizite pe teren, așa înțeleg eu, nu neglija anumite, deci, lucruri care le fac și azi politicienii în atitudini față de sex opus. Dar cum a privit jurnalistul Valeriu Reniță, de fapt, evenimentele din 2 iulie, când Ștefan cel Mare, ia un ghilimele de rigoare, i-a unit și pe liberali, și pe socialiști, și pe alții reprezentanți ai diferitor partide politice? Bine, noi avem anumite evenimente care aduc rating sau cum... Sunt niște evenimente de, da, protocol, unde trebuie să fii toți prezenți la cravată, să depună flori și să spună poezii. Cum chiar este... dacă cred sau nu, da? Chiar dacă n-au habar uneori. De exemplu, ziua, deci, nașterii ori morții lui Mihail Eminescu, marele poet, așa cum este. Chiar, trebuie, da, neapărat să reciți o poezie. Trebuie să reciți și unii probabil învață 4 rânduri acolo, un catren, o strofă și o spun. Alții poate chiar sunt îndrăgostiți, nu mai știu. Azi, mă rog, sunt în vogă alți poeți. Dar iată că lumea vine, deci știi că acolo să fie camerele de luat vederi și sigur că asta aduce rating. Eu nu văd, pentru că chestia cu poezia este o chestie absolut specială, care 99% din cetățenii oricărei țări, știi, nu înțeleg, este o chestie absolut specifică, dar iată că au făcut și din asta un eveniment politic și trage la cântar, deci să nu folosești. Domnule Ciurea, are greutate acest eveniment atunci când îi unește Ștefan pe toți, indiferent de doctrină, indiferent de convingerile politice? Eu cred că ar avea, dacă această unire, această contopire ar fi fost, da, una sinceră și am fi vorbit despre același Ștefan cel Mare. Dar realitatea politică ne sugerează că liberalii au în vedere un personaj total diferit de cel pe care l-au în vedere socialiștii. Deci toți se închină în fața aceleiași icoane, dar văd lucruri diferite. Dar până la urmă zic că au nevoie de un asemenea domnitor. Este adevărat. Toată lumea are nevoie, chiar și unioniștii. Iată aici, totuși, din punctul meu de vedere, socialiștii, comuniștii, democrații au un anumit avantaj în fața unioniștilor, pentru că chiar și unioniștii, atunci când vorbesc despre Ștefan cel Mare ca un personaj de valoare istoric, ei totuși acceptă, poate tacit, dar acceptă că el este un simbol al statalității. Este foarte greu să interpretezi și să dai o versiune credibilă a unui Ștefan cel Mare adept al Unirii, în condițiile în care, de exemplu, el a luptat cu Vlad Țepeș. Deci, domnitorii din acea perioadă, sigur că erau puși mai des pe harță decât pe încheierea unor acorduri de pace de durată și în acest sens, liberalii când se închină în fața monumentului lui Ștefan cel Mare, ei au în vedere, pe de o parte, ca simbol al unionismului, puterea care o dă un domnitor român, un mare domnitor român, deci România, zic ei, poate să fie puternică pentru că a avut asemenea personalități cum este Ștefan cel Mare, dar mai puternic este totuși simbolul statalității. Ștefan cel Mare nu a fost un domnitor al întregii României, a fost un domnitor al Moldovei și el este revendicat înainte de toate de moldovenii care se află pe malul... Domnule Ciurea, cum trebuie văzut Ștefan cel Mare până la urmă? Ca un diplomat sau e vorba de un luptător foarte iscusit și asta i-a adus faima? Bun, este paradoxal aici imaginea lui Ștefan cel Mare pentru că noi, moldovenii, nefiind un popor războinic, da, nu avem mare aplicare pentru ostilități militare, pentru războaie, totuși îl vedem pe Ștefan cel Mare ca un conducător de oști iscusit. Ne mândrim cu faptul că el a obținut 44 sau 45 de victorii, ceea ce demonstrează că nouă ne lipsește foarte acut această dimensiune militaroasă. Noi simțim că suntem un popor agrar, un popor pașnic și tocmai Ștefan cel Mare este acea
recompensă, dacă vreți, acest element compensator care ne amintește că cândva moldovenii mai puneau mâna pe arme, nu numai pe lopeți și coase, și făceau treabă bună pe câmpul de luptă. Deci, într-un fel, Ștefan cel Mare este acea amintire care a unei perioade războinice de care noi ne mândrim, poate tocmai pentru că nu o avem acum. Domnule Reniță, în 1992 a avut loc canonizarea lui Ștefan cel Mare. Acest fenomen, până la urmă, ar trebui văzut, nu știu, ca un exces de zel, poate al noastră, și celor din partea cealaltă a Prutului, sau în contextul evenimentelor de redeșteptare națională a fost utilizat în exces și atunci s-a ajuns în albia în care s-a ajuns. Până la urmă, poate întrebarea este una destul de simplă. Ștefan cel Mare e un sfânt? Trebuie să-l vedem pe un mine, sfânt? Pe mine, deci, nu mă deranjează atât... Canonizarea? Nu. Da, nu, vreau. Nu mă deranja întotdeauna atât exagerarea unor calități a lui, pe care o făceau istoricii din anumite motive, cât m-a deranjat, într-adevăr, canonizarea. Acum, sigur că lucrul ăsta spus în direct îți poate aduce critici, nedumeriri, dar nu s-a ocupat societatea civilă de chestia asta, media, ori chiar oamenii de stat, s-a ocupat biserica. Nu știu a cui a fost inițiativa, sunt de parte de acest subiect, pur și simplu canonizarea un pic m-a mirat. Cum spunea odată revista Săptămâna, o pot cita aici, despre Ștefan cel Mare, spunea Ștefan cel Mare și treacă de la noi sfânt. pentru că deci s-a dat pe alte principii. De regulă, sfinții erau martiri, erau sacrificați, omorâți, deci sau ei își pierdeau viața în anumite circumstanțe în numele credinței. Ștefan cel Mare a făcut în numele credinței anumite lucruri care sunt departe de smerenie sau de sentimentul ăsta, sentimentele astea care le au de obicei sfinții, care de regulă se roagă, de regulă suferă, de regulă... Istoricii zic că a avut o viață privată nu prea bună. Păi, aminteam da? Acum câteva da. Clipe, am încercat să o fac cât mai... Da. Despre peripețiile lui, hai să le spunem, în vizitele lui de teren. Atunci când își obloja rănile, da? Absolut. Și în alte cazuri, probabil. Și, deci, sigur că pe conștiința lui sunt mulți boieri omorâți fără judecată. De fapt, așa înțeleg, de fiecare dată când se amintește despre calitățile lui bune, care probabil că au servit canonizării, sunt faptul că a ridicat biserici și mănăstiri destul de multe. Chiar e inimaginat azi să ridice atâtea locașuri sfinte cât i-a ridicat el, dacă este adevărat, dar probabil este adevărat, zic istoricii, cel puțin lucrul ăsta nu prea este pus la îndoială. Deci probabil că prin osul bisericii poți să-l dai și în altfel, nu știu dacă asta conduce neapărat la, trebuie să conduc neapărat la canonizare. Eu personal mă abțin să spun că da, asta a fost bine, da. Trebuie, asta e o chestie care ține de canoanele biserici, este treaba patriarhilor, episcopilor și așa mai departe. Să ne explice mai pe îndelete. Deci eu așa m-am răzvrătit puțin și eu un pic ca să îmi spun opinia mea, dacă este ori nu corect vis-a-vis de principiile care le are biserica și sfinții sau principiile de canonizare, nu știu dacă am dreptate. Domnule Ciurea, și dumneavoastră, dar și președintele țării prezent la acest eveniment a utilizat de câteva ori, de fapt, domnul Moldovei, Ștefan cel Mare și așa mai departe. Dacă ar fi să mergem pe această linie logică și ar fi să facem o deducție, înseamnă că și istoria pe care o învățăm noi ar trebui să fie istoria Moldovei? Părerea mea sau este sau nu sunt că... compatibile aceste... Nu, este sigur o
întrebare justificată. Sigur că noi vorbim despre statul Republica Moldova. Am găsit în istorie un domnitor care să ne reprezinte, e vorba de Ștefan cel Mare, și vrem ca această echivalență între un domnitor al Moldovei și statul creat după 91-92 Republica Moldova, această echivalență să fie perfectă. Și, desigur, în consecință, istoria care se studiază în școală trebuie să fie istoria Moldovei. Este o judecată logică, este o judecată corectă, care are dreptul la existență și care poate chiar aș spune că trebuie să triumfe. Doar că trăim o istorie, să zic așa, amestecată, în care dracul și-a băgat coada și am avut procese de alt gen, unirea care, bun, a creat și au altă viziune asupra istoriei, nu istoria statului, ci istoria poporului, istoria națiunii, istoria neamului. Și în aceste condiții, la începutul anilor 90, istoricii, dar și politicienii au decis că denumirea corectă a istoriei ar fi istoria nu a țării, ci a poporului căruia îi aparținem. Și aici, sigur, e o mare dezbatere din cauza că dorim să evităm conflictele încinse pe acest subiect, pentru că am văzut că conflictele identitare pot să conducă, inclusiv conflictele pe teme istorice, pot să conducă la confruntări violente. Preferăm această situație a status quo cu denumirea istoriei românilor, chiar dacă multă lume este nemulțumită de această denumire, dar pentru a evita un rău mai mare, o declanșare a unor confruntări pe un subiect care totuși este cumva astăzi ameliorat, să zic așa, rezolvat, tranșat, preferăm să rămânem cu denumirea istoria românilor și cred că este un compromis acceptabil, chiar dacă nu mulțumitor pentru toată lumea. Domnule Reniță, e un compromis? Da, deci eu reprezint punctul de vedere a celor care nu sunt mulțumiți de, vă rog, de acest compromis și probabil chestia este din cauza că noi și înțelegem că într-un eventual conflict cu România, cu ideologia, cu PR-ul românesc, noi vom fi pur și simplu învinși din nou, cum am mai fost învinși. Deci noi nu avem nevoie acum ca stat de conflict cu România, pentru că este o țară care întinde o mână de ajutor când este vorba de integrare europeană. Dar, în perspectivă, deci recunoscând că limbile sunt identice, noi putem să o numim totuși limbă moldovenească, recunoscând că sunt identice, recunoscând că avem un trecut comun cu fostele principate, așa cum avem un trecut comun și cu fostele republici socialiste. Da. Noi trebuie să recunoaștem că suntem moldoveni. Ori altfel noi ne punem în pericol viitorul și viitorul statului. Deci dacă noi sperăm că vom avea vreodată o patrie consolidată cu numele Republicii Moldova, deci este clar că noi trebuie să învățăm o istorie care să ne reprezinte ca moldoveni și să vorbim o limbă care să se numească limbă moldovenească. Aici compromisuri. Domnule Reniță, să înțeleg că noi, pe parcursul evoluției istoriei, am fost prea neînsemnați, de aceea ni se datorează și aceste conjuncturi despre care pomenea și domnul Ciurea. Ce înseamnă neînsemnați? Noi, prea mici, nu știu. Noi suntem atât de însemnați, adică atât de importanți, cât importanță ne dăm noi înșine. Înțelegeți? Un om poate deveni de la slab și dintr-un nimic să devii unul puternic dacă își însuflă ideea că el poate deveni puternic și va fi puternic. Adică ceea ce este în noi, asta noi reprezentăm. Dacă te consideri, poți să fii Achilles sau orice personaj mitic, legendar, puternic. Dacă în sinea ta te consideri nimic, ești nimic. Asta e problema. Problema cu istoria, vreau doar să spun, ca să nu fiu înțeles incorrect, problema nu e cum o numim. Problema este să studiem într-adevăr istorie. Dar, cum era, deci a fost o viziune
chiar la nivel de stat s-a discutat, că se vorbea despre o istorie integrată, în care istoriei Moldovei se dea o parte, poate partea regească, istoriei poporului român altă parte, că nu putem ignora tot ce avem în comun, istorie și limbă. Cum nu putem ignora ce avem în comun, deci trecutul sovietic. Dacă lucrurile astea sunt puse bine, așezate, echilibrate de oameni care nu scriu manuale pentru, numai pentru bani, dar pentru adevărul istoric, atunci eu cred că lucrurile cel puțin vor începe să fie înțeles, fără patos, studiată cu multă atenție. Dacă vrem ce aici spun unii uneori dreptate istorică. Dreptatea istorică îi se le așez pe toate argumentele la cântar așa cum sunt ei. Dar dreptul de a te numi sau a-ți atribui denumirea de română moldovan îi aparține fiecărui în parte. Asta este o chestie, dacă vreți, intimă. Domnule Ciurea, vorbim despre anul 2018, anul lui Ștefan cel Mare. Aici apare o întrebare ce se axează pe modul în care vor fi desfășurate o serie de acțiuni. A fost desemnat de către președintele țării o echipă de lucru, probabil ați văzut și dumneavoastră. Eu vroiam să vă întreb, în ce direcții, pe ce dimensiuni trebuie să ne concentrăm pentru ca efectul să ajungă și să putem, într-un fel sau altul, cuantifica? Pentru că am mai avut, spunea și domnul Reniță, pe vremea domnului Voronin, acțiuni de comemorare, un film. Unde este calea cea corectă? Este exact calea despre care a vorbit domnul Reniță. Este calea, înainte de toate, culturală și avem nevoie de mai multe evenimente culturale care să comemoreze, să aducă aminte, să vorbească despre importanța domnitorului. Sigur, evenimentele culturale de acest soi nu pot fi lipsite sau văduvite de o conotație politică. Toate aceste acțiuni, care probabil în bună parte vor avea loc sub patronajul președinției, au în vedere o singură idee magistrală, consolidarea statalității Republicii Moldova, consolidarea ideologică a Moldovei, pentru că la acest capitol șchiopătăm foarte mult argumentele noastre ideologice în favoarea statalității sunt deficitare, tocmai pentru că există această puternică identitate românească, puternică bună în raport cu noi, nu, poate nu în raport cu alte identități europene, dar în raport cu noi este o identitate care de multe ori are capacitatea să ne absorbe. Și atâta timp cât suntem ferm deciși să construim o statalitate, avem nevoie și o identitate distinctă, care sigur să aibă punți de comunicare cu identitatea românească, dar care să aibă tăria, curajul și fermitatea să spună că este o altă identitate, poate tot românească, dar o altă identitate românească. Și aceste sărbători, eu nu văd altă finalitate pentru aceste sărbători, pentru aceste evenimente, decât să creeze continuu. Și nu e vorba de anul Ștefan cel Mare. Această suită de evenimente trebuie să se producă continuu, având în vedere faptul că, după cum am spus, suntem corigenți la capitolul ideologic, avem nevoie permanent să ni se amintească cine suntem. Și acest cineva care ne amintește cine suntem trebuie să fie statul. Altcineva nu o să ne amintească. Domnule Reniță, sentimente patriotice, iubire de țară, identitate națională sunt termeni pe care le utilizăm atunci când nouă ne este plăcut contextul, avem anumite dividende politice, evident, nu pot ca să exclud acest lucru. Cu identitatea națională sunt de acord, da. Mai puțin cu patriotismul, pentru că el este un termen greu de explicat uneori și tocmai de aceea este exploatat pe unde se poate și pe unde nu. Cu identitatea sunt de acord. Iată, tocmai ce spunea domnul Ciurea este un început bun de dialog, pentru că dacă nu vom vorbi cu politicieni care au interes electoral numai pentru partea asta de pământ, politicieni români, și nu vom vorbi numai cu istoriografi care scriu la comandă, dar ne vom inspira, de exemplu, și din Lucian Boia, cunoscut istoric român, care foarte multe lucruri care se credeau așezate le-a pus la îndoială.
le-a pus la îndoială și a explicat de ce, inclusiv și cu unirea, da, care echipurile s-ar trage de pe timpul lui Mihai Viteazu și așa mai departe. Adică sunt lucruri care trebuie să așezate fundamental în educație, mă refer la școală și deci în studiile postuniversitare și în genere în instituțiile noastre de stat. E un talmeș-balmeș în privința asta, fiecare crede ce vrea și se numește asta democrație, dar pentru a edifica un stat este nevoie, da, este nevoie de ideologie de stat și această ideologie, nu numai de ideologie, și de o strategie. Asta înseamnă că țara în general are un scop pe câțiva zeci de ani sau pe 100-200 de ani. Scopul ăsta trage după ține o strategie și niște obiective. Și când vorbești despre strategii și obiectivele astea, toate se așează pe o așa zisă ideologie de stat. Fără asta nu se poate. Pentru că fără asta se întâmplă ce se întâmplă azi. Surpă bazele. Deci, dacă îl întrebi pe un școlar de clasa 10 cine este, o să vedeți că o să-i fie foarte greu să-i explice și o să îmblă cu niște deci, stereotipuri pe care le-a auzit pe la lecții. Unul a auzit unul, altul a auzit acasă alta și tot așa. Dar noi am făcut asemenea experimente, spuneți. Întrebam la diverse cursuri, noi practicăm acest gen de întrebare, cine sunteți, și vreau să vă spun că majoritatea moldovenilor tineri, și asta este cumva fascinant, la întrebarea cine sunteți să răspund, bun, dintr-o câteva sunt versiuni, român care vorbesc română, moldovean care vorbesc română, moldovean care vorbesc moldovenească, de fapt nu sunt multe opțiuni, dar sunt mai multe, răspund că suntem moldoveni care vorbesc limba română și este tocmai varianta de compromis, dar este îmbucurător că această categorie de oameni, de tineri, este într-o majoritate covârșitoare. Deci, oamenii și tinerii simt nevoie, dar au o anumită considerațiune față de cultura română, pentru că ea este mare și ea înglobează cultura noastră. Este o cultură puternică în raport cu noi. Noi nu putem purta războaie cu cultura română, mai bine aici cumva să închei pacea, da, exact, să ajungi la o înțelegere, da, dar totuși oamenii înțeleg că noi trebuie să afirmăm o alteritate, noi trebuie să fim altceva decât identitatea pur românească, pentru că dacă cedăm aici la capitolul identitar, atunci toate sforțările noastre de a crea ceva pe această palmă de pământ devin zadarnice. Domnule Ciurea, discutam probabil și cu alte ocazii în cadrul acestui studio despre noțiunea de patriotism. Îndrăznesc să vă întreb, raportat la tineri ceea ce spunea și domnul Reniță, dar și dumneavoastră, aveți un contact mai frecvent cu ei? Până la urmă, tinerii înțeleg noțiunea de patriotism, pentru că porneam de la personalitatea lui Ștefan cel Mare, care ne îndemna să nu cedăm, să luptăm, să fim cei care ne apărăm această palmă de pământ. Tinerii văd ca ceva abstract, ca ceva mitic, ca ceva arhaic? Bun, sigur că patriotismul Republica Moldova lasă de dorit, pentru că ca un fenomen, ca o credință sfântă, pentru că oamenii nu prea știu cu ce se atribuie patriotismul. Din păcate, nu avem modele de succes. Ori succesele, în cea mai mare măsură, cultivă acest sentiment. Atunci când ești mândru de ceva, atunci când ai reportat o victorie sportivă uneori, alteori culturală, în muzică, Eurovizionul de altfel, ați văzut, am obținut un rezultat bun. Chiar dacă au fost niște cântăreți rusofoni de pe malul stâng și s-a văzut pe rețelele de socializare un sentiment de mândrie pentru această reușită, care poate nu a fost mare, dar și chiar moldovenii care consideră că vorbesc româna și sunt mai aproape de români, le-au luat apărarea băieților din Transnistria și au spus că nu, să nu-i criticăm, că ei ne reprezintă. Iată, asemenea gen de mici reușite, dacă ele se vor multiplica, dacă vom avea mai multe motive de a ne mândri de victoriile noastre decât să criticăm insuccesele noastre, dar pentru asta este nevoie de a insufla în societate un sentiment de optimism,
Și asta trebuie să o facă politicienii, nu doar sportivii. Pentru că dacă te lași în seama sportivilor... Da, absolut. Da. Nu avem modele? Nu, tocmai, noi nu avem modele de atâta că nu avem... Nu știu, încă nu avem adunată puterea de inteligență, ori nu avem adunat acolo unde e nevoie de dânsa, pentru a ne formula clar scopurile și obiectivele. Scopurile și obiectivele noastre sunt formulate ori în Rusia, ori în România. Iată care este problema. Și noi nu ni le-am formulat pentru noi. Tocmai de asta și spuneam că sau te recunoști atât de mic ori atât de puternic în funcție de ceea ce îți propui să fii. Ori noi, deci, o vedeți și dumneavoastră, toate mediile noastre sunt pline de renegări, de sentimente de renegare. Și frustrare. Și frustrare. Noi nu suntem nimic, noi suntem ultima țară din Europa, noi suntem cu tare... Este celebră rubrica care, bun, a fost citită și admirată, vai de capul nostru, care în fond reflectă aceasta. Deci noi dacă nu renunțăm la lucrurile astea și dacă nu avem un generator puternic de sentimente opuse la frustrări, atunci noi pur și simplu suntem pentru mulți ani sortiți, pentru că noi avem nevoie de o terapie, de o psihoterapie și avem nevoie urgent. Da. Domnul Cirea, vreau de fapt să discutăm și despre ceea ce urmează să se întâmple pe arena politică în Republica Moldova. Spuneam ceva mai devreme, iarăși, că anumite partide au preluat imaginea lui Ștefan cel Mare și au încercat să o exploateze la maxim. Astăzi, dacă ar fi să vorbim ipotetic, reapariția acesteia mai are sorți de izbândă? Se mai prind moldovenii la același lucru? Eu cred că tocmai din cauza faptului că a fost exploatată foarte crâncen, până la refuz, imaginea lui Ștefan cel Mare de către anumite partide politice, în primul rând PPCD, care mai este de altfel, nu? Da, dar și comuniștii, dar această imagine a devenit pentru anumite vreme inutilizabilă din punct de vedere al partidelor politice. Să te asociezi din nou cu Ștefan cel Mare atâta timp cât el a fost simbolul PPCD-ului, de exemplu, sau a fost reivindicat de comuniști, este, din punctul meu de vedere, chiar din punct de vedere practic, o greșeală. Și este foarte bine că e așa. Aici avem câteva exemple care sugerează că nu trebuie să ne asumăm de o manieră partizană simboluri naționale. Ștefan cel Mare este un simbol național, deci în fond partidele politice nu trebuie să abuzeze de această imagine pentru că ea aparține tuturor. Același lucru s-a întâmplat, din păcate, cu simbolul Marii Adunări Naționale. Un simbol de mare semnificație politică care cumva a reprezentat unirea tuturor moldovenilor din spațiul dintre Nistru și Prut, la un moment dat a fost terfelit câțiva ani în urmă, doi ani în urmă, de către câteva forțe politice, nici măcar parlamentare, care au clamat sus și tare că au organizat Marea Adunări Națională. Nimic nu s-a ales din marele astea adunări. Ați văzut ce s-a ales din ele la ultimele reuniuni. Dar noi am rămas cu dezgustul, cu sentimentul amar că acest mare simbol, Marea Adunare Națională, la care cu toții am participat, la un moment dat a fost pur și simplu tăvălit în noroi. Și iată, imaginea lui Ștefan cel Mare nu trebuie tăvălită în noroi, nu trebuie asumată de anumite partide politice. El trebuie să fie rezervată pentru noi toți, pentru țară ca în întregime. Dar poate avem nevoie de interdicții în acest capitol. Nu, interdicțiile nu funcționează. Avem nevoie de bun simț. Bun simț și de... vă supărați, și de simțul umorului, pentru că un personaj istoric, ori literar, devine atunci tare când deja, deci, de exemplu, elita culturală își permite să facă glume, pe seama lui sunt un anumit sistem de anecdote, de șarje și așa mai departe. Dar asta, știți, când au început să-i facă șarje și glume deja pe seama lui Lenin, am înțeles, bun, asta rămâne. Oricât ar fi fost de sângeros, ori rău pe timpurile lui, oricum rămâne, dacă încep a apărea glume ori anecdote pe seama lui. Spuneți-ne, vă rog, iată, aveam un articol găsit în presă în care cineva face până la urmă o incursiune în istorie și a zis destul de interesant.
de la Ștefan cel Mare la Lenin. Sunt oare ei compatibili? Nu știu, cel puțin ideologic, cel puțin ca personalități pot fi comparați? Sunt, nu știu, mari două personalități, evident, din diferite epoci politice, epoci istorice. Domnul Ciurea, sunt compatibile? Putem vorbi de măcar o legătură între ele? Nu știu ce a avut în vedere autorul atunci când a făcut această comparație. Nu cred că mă simt în stare să merg pe linia lui de gândire. Caut acum desperare, logică, afinități, filiații și nu le găsesc. Mai curând aș constata existența unor mari deosebiri. Da. Totuși, sigur că ei sunt importanți ca simboluri puternice, simboluri care au dat sens unor epoci. Și spre deosebire de Lenin, care a fost poate un simbol mai puternic decât Ștefan cel Mare, dar a avut o durată de existență mai scurtă. Ștefan cel Mare are capacitatea de a se revigura, de a reînvia ca pasărea Phoenix. A fost extrem de puternic în perioada de până la perioada sovietică. După asta a fost trimis cumva în umbră în parcul Ștefan cel Mare, pentru că și Lenin, păi asta este gândirea. Lenin a fost scos în față și Ștefan cel Mare împins în umbră, și după asta s-a inversat. Din contră, Ștefan cel Mare scos în față, iar Lenin a fost trimis în exil în parcul Ierenului sau Moldexpo. Deci, da, între ei a existat o anumită concurență pe pământul nostru. Ștefan cel Mare, trebuie să recunoaștem că deocamdată au câștigat această bătălie și cred că Lenin nu mai are șanse să revină. Domnule Reniță, am o întrebare pe final de emisiune. Regia îmi zice că mai avem 3 minute. Foarte mult a fost discutat, interpretat, nu știu, și de istorici și de literați, mesajul lui Ștefan cel Mare. Moldova nu este a mea, ci este a urmașilor noștri. Citesc din memorie. Acum, ceea ce vroiam să aflu de la dumneavoastră, acest mesaj, acest testament, mai este viu astăzi? Merită să fie luat în calcul? Înțelegem, totuși, este un testament pe care îl găsim într-o operă lui Barbu de la Francia. Nu l-a spus chiar Ștefan Cel Mare. Presupunem, de aceea și zic, este foarte mult s-a discutat. Este atribuit. Da, eu cred că pentru orice soi de oameni care au gândire de stat, ceea ce fac ei ca conducători de stat, ca politicieni, ca patrioți acestei țări, sigur că trebuie să facă nu numai pentru moment, nu trebuie să ardă podurile cu viitorul, și să facă niște lucruri trainice, niște lucruri care vor putea fi preluate de alte generații. Și din nou spun, probabil că Ștefan cel Mare, iată, chiar dacă îi se atribuie aceste cuvinte, le-o fi spus în alt fel, probabil că el putea formula mesaje pentru întreaga națiune, ceea ce nu putem noi face, din păcate, astăzi. Vorbeam despre faptul că mulți își doresc un Ștefan cel Mare. Ca să încheiem cu acest gând emisiunea, e real un personaj politic în Republica Moldova similar al lui Ștefan cel Mare, în alt context politic, în altă vreme, în altă epocă, în alte relații diplomatice? Ce ar însemna asta, un Ștefan cel Mare actual? Bun, el a fost un strateg bun și un om dur. Deci, să fii strateg e bine în toate timpurile, să fii dur pentru anumite perioade, segmente de timp, este tot important, util. Problema e să nu o lungești prea mult cu duritatea, pentru că, de exemplu, asta a vrut să facă Voronin și unii chiar îl asemănau cu Ștefan cel Mare, dar n-a terminat-o chiar ca Ștefan cel Mare. Domnule Ciurea, dacă vine Ștefan cel Mare acum în 2017, în divanul domnesc, ca să utilizezi terminologia de atunci, ce face? Taie capetele domnitorilor? Nu, eu îl văd... Boierilor, cer scuze. În perioada modernă, un Ștefan cel Mare ar fi un personaj economic. Să ne amintim că pe piedestalul vechi din perioada sovietică, pe soclul pe care stătea Ștefan cel Mare, era inscripționat gândul lui Karamzin făcea fapte mari cu mijloace mici. Asta este exact o abordare economică în economia de piață.
cu cheltuieli mai puține să obții profituri mai mari. Eu cred că avem nevoie de asemenea domnitor, de asemenea Ștefan cel Mare, care să se axeze pe ridicarea nivelului de trai și cred că mai puțin pe un Ștefan cel Mare care mânuie bine sabia și lovește boierii. Domnule Ciurea, dar Ștefan cel Mare ar fi tolerant cu minorități etnice, sexuale, de altă natură? Cu minoritățile sexuale, dacă vorbim de Ștefan cel Mare din acea perioadă, categoric nu, pentru că este un simbol al creștinității. În sensul ăsta, Ștefan cel Mare nu este chiar un personaj european. El a stat la straja creștinismului și a apărat Europa. Atletul da. Creștinism. A apărat Europa, dar nu și-a asumat toate valorile Europei, dar unei Europe târzii, valorile unei Europe târzii, nu și valorile Europei temporii. Deci noi am mai rămas în zona unei Europe, pentru că Europele sunt mai multe. Este Europa occidentală, dar noi suntem o altă Europa. Iată, vedeți, vorbim despre o altă identitate pe care noi trebuie să o avem în raport cu românii și noi suntem o altă Europa bizantină, ortodoxă, o Europa, dar o altă Europa care are ceva de discutat cu prima Europa sau poate a doua Europa, Europa catolică și protestantă. Deci Ștefan cel Mare ne aparține, este un domnitor al primii Europe, al Europei ortodoxiei. Domnilor, invitație, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru aceste explicații pe care ne le-ați oferit. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. În numele întregii echipe, vă doresc o seară bună!